Meetingul pentru susținerea familiei Bodnariu, care a fost anunțat pe o rețea de socializare, s-a desfășurat în fața Palatului Administrativ din Suceava, printre participanți numărându-se și președintele grupului parlamentar de prietenie cu Norvegia, senatorul PSD Ovidiu Dănțu. Senatorul PSD Ovidiu Dănțu, prezent la protestul pentru cazul familiei Bodnariu în calitate de președinte al grupului parlamentar de prietenie România-Norvegia, și-a exprimat indignarea cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Norvegia și a declarat că va solicita autorităților române să se îndrepte către CEDO. În calitatea mea de președinte al grupului parlamentar România-Norvegia, am avut nenorocul să fiu la Oslo exact în momentele în care ambasadorul României, domnul Davidoiu, se preocupa de această problemă. Vreau să vă spun că l-am încurajat încă de a doua zi după ce a aflat, a fost la guvernul norvegian și a cerut explicații pentru ceea ce pățesc acești cetățeni români. De asemenea, imediat a fost informat Ministerul Afacerilor Externe, la nivel de Parlament l-am sunat pe domnul Titus Corlățean, care a fost ministru de externe și cunoaște aceste proceduri diplomatice care se pot iniția. Imediat a inițiat procedurile diplomatice în astfel de situații. Am semnat cu toții o interpelare către primul ministru al României, către ministrul afacerilor externe, către ministrul muncii și protecției sociale, pentru că ei sunt reprezentanții statului român care trebuie să acționeze în astfel de situații. De asemenea, domnul Titus Corlățean, și noi toți l-am susținut, a adresat o scrisoare Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei, organismul care monitorizează respectarea drepturilor omului în Europa. Vreau să spun că Norvegia este țară semnatară a Convenției Europene a Drepturilor Omului și are și obligația de a respecta articolul 8 al Convenției, respectarea vieții familiale și private. De aceea, în astfel de situații, trebuie să vedem ce e de făcut, ce se poate face vis-a-vis de ce nu se poate face. În primul rând, avem dreptul de a fi informați privind situația cetățenilor români care au pățit acest lucru în Norvegia. După aceea trebuie acționat pe cale diplomatică și nu în ultimul rând, statul român are la dispoziție o acțiune interstatală împotriva statului norvegian la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și vom solicita autorităților române la momentul când este cazul, pentru că trebuie depășite procedurile jurisdicțiilor norvegiene, dar după aceea vom solicita statului român să se îndrepte la CEDO pentru rezolvarea problemei familiilor de români. Pe muzica fanfarei prezentă lângă clădirea prefecturii, mulțimea de protestatari a eliberat sute de baloane umflate cu heliu într-un gest simbolic, prin care solicitau eliberarea copiilor familiei Bodnariu.